Vreau să fac un anunț foarte important în urma unor ultimei discuții pe care am avut-o la București, în ultimul Consiliu Politic Național. Una dintre puncte pe care le-am avut în ordinea de zi a fost acela de a stabili următoarea întâlnire a Consiliului Politic Național și în colaborare cu domnul președinte, să spun așa, am hotărât ca următorul Consiliu Politic Național să fie găzduit de noi, de Călărași. O mare onoare pentru noi și bucurie, o mândrie, să spunem, pentru că toți președinții din țară, de organizații de tineret, vor fi prezenți la Călărași. Și aș vrea să vă spun, pentru că și noi la organizația de tineret avem secretar de stat, miniștri secretar de stat, subsecretar de stat, prefecți, vicepreședinți de consilii județene, directori și parlamentari. Aș vrea să vă spun programul pe care l-am făcut. Se va desfășura, va fi 21-23, primul weekend după Paște, unde ședința în sine va fi pe data de 22, la ora între 10 și 12, la sala de la Consiliul Județean, ne vom întâlni președinții, unde vom stabili următoarele proiecte și următoarele, și de ce nu, și problemele din diferite organizații, după care vom avea o conferință de presă cu președintele TSD România, domnul Mihai Ghigiu, secretarul general Adrian Rândunică, secretarii de stat care vor fi invitați pe tema agriculturii, pentru că noi suntem un județ agricol și tema dezbaterii noastre va fi agricultura și cariere de succes pentru noi tinerii, unde vor fi invitați domnul președinte Vasile Liuță, secretar de stat din Ministerul Agriculturii, doamna director Mirela Tache, director ADR Sud-Muntenia și conducerea de la centru care ne vor cunoaște și pe noi ca organizație, organizațiile cele 55 de OAT-uri pe care le avem în județ, unde vor fi prezenți trei din fiecare organizație, asta înseamnă președinte, secretar și un membru, ca să ne cunoască și să dezbatem anumite probleme și de ce nu să ne cunoaștem mai bine. Canal Sud și Radio Vocesc Campii te provoacă la concurs în perioada 7-14 aprilie. Avem pentru voi 11 premii super tari. Mai bine spus, contribuim la răsfățul tău culinar de Paște. Pentru detalii, intră pe canalsud.ro sau radiovocescampii.ro.